Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Astăzi am sacrificat un iepure de curte crescut de mine. Vreau să facem, de fapt mâine o să-l facem, astăzi doar o să-l pregătesc. O să fac un bait și o să-l pun în bait, o să stea toată noaptea în bait. Iar mâine când vin de la lucru, o să-l facem, o să facem foc în grill, alemne de fac, și o să-l băgăm pe țepușă la grill, ca și la rotisor, și o să-l facem frumos la jar, pe rotisor, pe țepușă. Acum să pregătim baițul. Eu am aici câteva boabe de chiperi, 10-15 boabe de chiperi. Le țipăm acolo. Avem câteva foi de dafin și bineînțeles iepurile de curte. O să pun 4-5 foi de dafin pe care o să le și rung ca să-i dea aromă și savoare la iepure. O să-l pregătim mâine la jar, lângă el o să facem, o să vedem, o să facem și o garnitură de cartofi. Mă gândesc eu până mâine ce o să facem, ce fel de cartofi. Ori o să facem cartofi natur, pardon, cartofi aurii, ori o să facem niște scrijeale fripte pe plită, dar mai mult ca sigur că o să facem scrijeale fripte pe plită. O să punem și câțiva căței de usturoi, 3-4 căței de usturoi pe care îi tăiem mai mărunt. Îi tăiem feliuță, cât să dea o aromă la carne, ca să mai scoată gustul acela de iepure. Multă lume nu mănâncă iepure pentru că zice că le miroase, nu știu ce, nu e adevărat, total greșit. Dar dacă vreți, vă învăț un truc și la iepure, și la carnea de oaie, și la carnea de capră. Băgați cât de multe frunze de dafin, căței de usturoi, cât de mult boabe de chiperi, și o să vedeți că o să ia din mirosul de la carne. O să punem un pic de sare, chiperi, așa, o să tăiem și o ceapă, o să tau feliuțe, doar cât să-i dea gust și aromă. Aruncăm acolo. Puteți pune cât mai multe legume și morcov, și ardei grași, ardei roșu, orice aveți în casă. Așa. Punem acolo ceapa, o să punem și ardeiul, tăiem. Iepurile o să stea toată noaptea în bait și o să-și tragă toate condimentele din acest bait. Așa. Dragi prieteni, am aici un vin făcut de mine, un vin de casă făcut de mine. Să vă arăt și cum arată. Ia așa arată, o culoare foarte faină încă. O să punem o jumătate de litru, chiar tot o să-l punem. Ajunge. Pentru că totuși e prea mult, să vedem și cum e, dacă nu s-o străcat. Grozav. Ia așa. Mai punem puțin piper. Sare, mai adăugăm puțin, așa, lăsăm toată noaptea iepurile în baițul ăsta, le lăsăm așa să-și tragă vinul și din legume, să-și tragă toată aroma, el își va trage atât cât are nevoie carnea, iar mâine când vin, o să-l băgăm pe țepușă, o să facem foc la grill, la grătar, îl tragem pe țepușă, și îl prăjim și revenim mâine cu alte imagini, cum o să iasă. Dragi prieteni, lăsăm iepurile așa toată noaptea, îl băgăm la frigider, o să-l băgăm în frigider să stea la rece până mâine când vine la lucru, iar mâine când vine la lucru, îl băgăm la grill. Dragi prieteni, a venit de la serviciu, ora 16:30, am scos iepurile din frigider, el a stat o noapte și aproape o zi în bait. Acum o să mergem afară, uitați cum și-a tras vinul și mirodenile,
O să mergem afară, o să aprindem focul la grill și o să-l punem pe țepușă. Haide să mergem să aprindem focul. Am pregătit focul. Îl aprindem, lăsăm să se facă puțin jar. După ce se face jar bine, am pus și cărbun să face jarul. După ce o să fie jar foarte bun, o să-l punem pe țepușă. Avem aici o țepușă, un rotitor, care o să introducem iepurile pe această țepușă. Deocamdată o lăsăm deoparte. Așteptăm să ni se facă jarul, după care revenim cu alte imagini. Dragi prieteni, am terminat de pus iepurile pe țepușă la rotisor, așa arată. Din când în când o să-l întoarcem și o să-l dăm cu puțin unsoare. Așa arată, lăsăm la foc mediu. El o să se prăjească de voie, l-am crestat puțin. Din când în când, cu baițul în care o stat iepurile, o să-l pensulăm și o să dăm pe deasupra să nu se usuce. O să-l mai învârtim din când în când și o să-l pensulăm, astfel încât carnea să fie fragedă. Îl lăsăm așa la foc mediu. Între timp vom face câteva scrijele pe care le vom pune pe plită și le vom prăji pe plită, iar asta când va fi aproape gata iepurile de prăjit. Atunci o să revenim cu alte imagini. Acum o să facem niște scrijele pe care le vom frige pe plită. O să punem puțină sare pe plită și o să le frigem. O să facem niște scrijele țărănești, cum făcea de mult bunica mea pe plită. Facem câteva scrijele, după care punem sare pe plită și le punem la prăjit. O să facem și un sos de usturoi pentru iepure și pentru scrijele. Dragi prieteni, astfel de scrijele îmi făcea bunica mea când eram copil mic, îmi plăceau foarte mult. De atunci și eu le fac copiilor mei astfel de scrijele din cartofi, pentru că sunt foarte bune, pe plită, pe sare. Practic sunt chipsurile copilăriei noastre. Mult mai bune decât chipsurile care se aflează în comerț. Mult mai sănătoase. Vă recomand să le încercați, în special să le faceți copiilor, pentru că sunt mult mai sănătoase decât cele din comerț care sunt pline de euri. O să vedeți la sfârșit ce bun este, cu puțin sos de usturoi, Doamne fier și apă. O să ungem bine iepurile cu baițul care ne-a rămas, ca să nu se usuce carnea pe el. În baiț eu am pus o lingură de unsoare, o lingură de untură de porc, ca să se topchească, să-i dea savoare. Așa alungem din când în când, astfel carnea va fi fragedă, va fi o carne, oricum iepurile foarte tânăr, e un iepure tânăr, de un an de zile. Carnea e foarte fragedă pe el, nu o să trebuiască foarte mult să-l ținem la foc. Cam o jumătate de oră, 40 de minute maxim și el va fi gata. Punem baiț din belșug, îl lăsăm așa, îl mai întorcem din când în când. Aici am și picatul și inima. Le umb și pe astea bine. Lăsăm așa, îl mai întorc din când în când. După care revenim cu alte imagini. Dragi prieteni, până ce iepurile noastre se face afară la jar, băiatul meu cel mic o să pregătească un sos de usturoi. A curățat 5-6 căței de usturoi, a pus sare, chiperi, puțin ulei,
O să facă practic o pastă de usturoi foarte bună. Are el o rețetă foarte bună, numai de el știută. O linguriță de muștar dulce. Bagă mare, domnul regizor. De data asta îl filmez eu și el face sosul. Deci 5-6 căței de usturoi, sare, chiperi, o linguriță de muștar dulce, ulei. Îl amestecă până iasă o pastă, după care adaugă puțină smântână. Acum amestecă bine până practic iese o pastă foarte bună de usturoi. De fiecare dată el este cel care ne face sosul de usturoi, pentru că îl face foarte bun, are o rețetă foarte bună, învățat de la mama lui și place foarte mult și lui să gătească. Sosul nostru practic este gata, așa a ieșit o pastă, o maioneză, vă garantez că e foarte bun, o să vedeți la sfârșit cât e bun când vom reveni cu alte imagini. Dragi prieteni, o să aruncăm și o ceapă în jar, să se prăjească în jar, o lăsăm acolo, iar la sfârșit o vom scoate, prăjim și o bucată de gușă, o să fie foarte bună. Dragi prieteni, iepurile noastre gata, s-a prăjit. Acum la final am niște frunze de salcâm uscate. O să punem puțin să-l afumăm, să-i dea o aromă de salcâm. Îl lăsăm 2-3 minute să se afume, după care îl scoatem și vă arătăm cum a ieșit. Dragi prieteni, iepurile noastre de casă făcut la țepușă, la grill este gata, cu o garnitură de cartofi, de scrijele de cartofi. Puțină ceapă prăjită în foc, un sos de usturoi lângă, o pastă de sos de usturoi foarte bună, câțiva cartofi aurii și așa cum v-am obișnuit eu de fiecare dată, la sfârșit un pahar de esență de pere, ca la maramu, nu foarte multă, așa cu măsură, cum îi stă bine moroșanului. Vă doresc multă sănătate, fericire și numai bine. Nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să vă abonați la canalul de YouTube Sandu Gospodaru, pentru că este gratis. Să mă ajutați cu abonare dacă doriți, o distribuire la prietenii dumneavoastră. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine!